Horoscop dragoste, 3 octombrie. Berbec. Relația de cuplu se desfășoară sub bune auspicii. Discuțiile cu partenerul vor îmbunătăți atmosfera din dormitor. Dacă ești singur, un lucru este sigur. Nu îți poți întâlni jumătatea dacă stai în casă. Ieși în oraș, distrează-te, schimbă-ți starea de spirit și fii mai îndrăzneț. Taur. Ai greșit în trecut? Atunci s-ar putea să ai o problemă. Totul va ieși la iveală și va putea crea probleme dacă ai ascuns adevărul. Fii sincer și încearcă să repari ce se poate repara. Nu-ți pierde energia în minciuni. Dacă ești singur, este o zi propice să găsești pe cineva apropiat sufletului tău. Tot ce trebuie să faci este să nu te minți pe tine însuți. Gemeni. Ai șansa de petrece o seară excelentă alături de partenerul de cuplu. Nu strica atmosfera cu subiecte de discuție neplăcute sau incomode. Nu îți refuza partenerul, lasă-l să se exprime și vei afla ce este cu adevărat important pentru el. Fii alături. Dacă ești singur, fii sincer cu tine însuți și vei atrage în jurul tău oamenii potriviți. Rac. Poate fi o zi dificilă în cuplu, dar nu lua decizii bazate pe impuls. Analizează întâi situația, ascultă-ți partenerul și fii cinstit cu tine însuți. Dacă ești singur, ar trebui să afli că norocul ți-l poți face cu mâna ta. Atât timp cât aștepți ca alții să facă lucrurile în locul tău, nu te poți plânge că n-ai succes. Leu. Oprește acum orice gând negativ. Mintea ta nu poate fi ocupată cu asemenea otravă. Îți va deteriora relația de cuplu. Relaxează-te și fii optimist. Dacă ești singur, ai grijă de modul în care arăți. Privește-te în oglindă și răspunde-ți sincer. Tu te-ai întâlnit cu o persoană ca tine. Fecioară. Te simți foarte bine în relația de cuplu și pregătești o surpriză pentru partenerul de cuplu. Are și el proprii planuri. Pregătește-te pentru o surpriză. Dacă ești singur, acceptă invitațiile în oraș. Starea de spirit este foarte importantă pentru a putea cuceri pe cineva. Balanță. Lucrurile merg bine în relația ta de cuplu, petrece mai mult timp cu partenerul și ascultă ce are de spus. Preia inițiativa și fă propuneri, nu vei fi refuzat. Dacă ești singur, fă prima mutare. Abordează persoana de care ești îndrăgostit. Scorpion. Poate că te simți frustrat din diverse motive, dar încearcă să nu-ți îndepărtezi partenerul, căci nu el este de vină. Amintește-ți că o atitudine pozitivă și o manieră plăcută de a aborda lucrurile pot aduce rezolvări miraculoase. Dacă ești singur, este timpul să nu te mai ascunzi și să scoți la lumină sentimentele pe care le ai față de o anumită persoană. E puțin probabil să nu cedeze farmecelor tale. Săgetător. Prea multe probleme sufocă relația de cuplu și poate că ar trebui deja să începi să le rezolvi. Construiește-ți relația pe care ți-o dorești fără a pleca urechea la părerile celorlalți. Singurii care contează sunteți tu și partenerul. Dacă ești singur, este timpul să iei măsurile care să te aducă mai aproape de persoana care îți place. Capricorn. În viața personală există anumite lucruri care sunt o sursă de resentimente pentru tine. Poartă o discuție sinceră cu partenerul de cuplu și vorbește deschis despre ceea ce te frământă. Această conversație vă va ajuta să vă apropiați și să vă sudați relația. Dacă ești singur, farmecul și carisma de care dai dovadă în aceste zile te vor face centrul atenției, sporind semnificativ atât încrederea de sine cât și șansele să întâlnești un potențial partener. Vărsător. Viața amoroasă trece printr-un moment favorabil. Încearcă să te apropii mai mult de partener, stai și discută cu el despre problemele și soluțiile care pot să vă avantajeze relația. Dacă ești singur, încearcă să fii mai deschis, acceptă invitațiile prietenilor și distrează-te. Pești. Statusul relației de cuplu ar putea fi complicat. Și totuși, poate fi destul de simplu să ieși din această stare de confuzie. Nu trebuie decât să spui lucrurilor pe nume și să-ți pui relația în ordine. Dacă ești singur, viața amoroasă este pe cale să se îmbunătățească. O nouă cucerire stârnește pasiuni nebănuite.